Au apărut o serie de noi documente și rapoarte la nivel european cu privire la industria farmaceutică. Despre impactul lor asupra pieței din Europa, dar și din România, dar și despre măsurile fiscale pe care guvernul le-a propus și efectul lor asupra companiilor farmaceutice, vom discuta cu doamna dr. Ioana Bianchi, director afaceri externe al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente, ARPIM. În acest moment au fost emise rapoartele raportorilor Comisiei de Sănătate și Mediu Înconjurător din Parlamentul European, Comisia ENVI. De ce spun rapoartele? Pentru că se referă la două documente diferite. Se referă la propunerea de directivă. Directivă care se referă la modificarea legislației farmaceutice în general și la anumite aspecte din referitoare la medicamentele de uz pediatric. Iar al doilea act legislativ pregătit ca propunere de către Comisia Europeană este o modificare a mai multor regulamente, regulamentul de funcționare al Agenției Europene a Medicamentului, regulamentul privind medicamentele orfane și regulamentul privind medicamentele de uz pediatric. Raportul Pernilei Weiss, care este raportorul privind propunerea de directivă, a fost emis foarte, foarte recent, cred că pe 3 sau pe 4 octombrie, și are o serie de propuneri și recomandări, din care mă voi opri la cele care se referă direct la accesul la inovație. Propunerea Comisiei se referea la scăderea anumitor instrumente de protecție a proprietății intelectuale, cum ar fi perioada de protecție a datelor. Doamna Pernille Weiss spune că acesta nu este instrumentul potrivit pentru a crește accesul în toate statele membre ale Uniunii Europene și propune nu o scădere, ci o creștere a acestei perioade de protecție a datelor. Propune să nu existe conexiune între durata acestei perioade și lansarea în toate statele membre, în schimb să existe o depunere de dosare pentru obținerea prețului și solicitarea rambursării în toate statele membre într-un interval de 2 sau 3 ani de la obținerea autorizației de punere pe piață la cererea expresă a statului membru impactat. Deci, practic, creșterea ar fi cu 2-3 ani? Nu. Această perioadă de 2-3 ani este prin paralelism cu ceea ce propusese Comisia, dar Comisia propusese, dacă vreți, o obligație care, dacă nu ar fi fost respectată, se avea drept consecințe reducerea perioadei de protecție a datelor. Doamna Weiss propune ca nu să fie lansate medicamentele, ci să fie depuse dosarele de solicitare a prețului și a rambursării, pentru că lansarea pe piață, în accepțiunea Comisiei Europene, se referea la faptul că medicamentele trebuie să aibă preț, astfel încât să poată fi vândute de producători către distribuitori. Acest lucru nu însemna însă că ele ar fi fost și accesibile pacienților în absența unui cadru de rambursare. România, spre deosebire de alte țări, nu are foarte multe variante
în absența unui cadru de rambursare oficial. Nu există un cadru reglementar de acces mai rapid. Poate cu crearea programului pentru inovație ca program pilot în cadrul Planului Național de Control al Cancerului se va reuși acoperirea acestei falii între obținerea autorizației de punere pe piață și finalizarea evaluării medicamentelor la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului. În ceea ce privește România, în ce situație ne aflăm? Pentru România situația este puțin mai complexă, pentru că s-au făcut multe eforturi în ultimii ani. Ministrul Sănătății spunea că s-au rambursat din noiembrie 2021 până în prezent 84 de medicamente, dintre care 23 care adresează afecțiuni oncologice. Dar problema cu care ne confruntăm este timpul lung, chiar foarte lung, în care aceste medicamente sunt rambursate. La ora actuală, din informațiile furnizate chiar de către autorități, sunt 47 de noi medicamente și noi indicații care așteaptă să fie introduse pe lista de medicamente rambursate. Asta practic impactează pe de o parte pacientul român care are nevoie de medicamente inovatoare și nu le are la dispoziție, pe de altă parte și industria farma. Exact. Cum impactează în momentul de față? Ați făcut un calcul să vedeți în ceea ce privește industria farma? Ne focalizăm în acest moment și pe impactul măsurilor fiscale noi anunțate de către Guvernul României și am demarat un survey în interiorul asociației pentru a vedea care este impactul acestei noi taxe de 1% pe cifra de afaceri a companiilor care au mai mult de 50 de milioane de euro. Deocamdată avem date intermediare dintre cei 28 de membrii ai asociației noastre au răspuns până în prezent la solicitarea noastră de informații 16 companii și pot să vă spun că aproximativ 63% dintre companiile care au răspuns vor fi impactate de această taxă cu procente suplimentare între 1 până la 9% sau peste 15%. Dar dincolo de impactul pe care acest lucru îl are asupra companiilor, există temeri că această taxă va putea avea impact și asupra disponibilității unor medicamente, pentru că taxa nu va afecta doar producătorii de medicamente, va afecta și distribuitorii, care s-ar putea să fie mai reticenți să distribuie medicamente la care marginea lor de profit este impactată serios de această taxă. Cu alte cuvinte, această taxă ar putea aduce odată cu ea și mai puține medicamente în piață? Este un risc pentru anumite tipuri de medicamente.
Ceea ce este important de înțeles că este faptul că industria farmaceutică este o industrie foarte, foarte reglementată. Ea contribuie ca valoare adăugată brută la economia României per an cu peste 1 miliard de euro, dintre care 600-700 de milioane de euro reprezintă doar taxele specifice. Deci clawback, contribuțiile pentru contractele cost-volum, cost-volum rezultat. Având în vedere că 25% din cifra de afaceri se întoarce către stat ca taxă clawback și că mai există pentru unele companii și acea contribuție pentru contractele cost-volum și cost-volum rezultat, considerăm că această taxă de 1% este aplicată tot asupra cifrei de afaceri, riscă să fie un fel de taxă la taxă. Deci credem că în normele de aplicare trebuie ținut cont de specificul taxelor pe care le plătește industria farmaceutică. Care ar fi medicamentele vizate de această măsură? Este greu în momentul de față să mă dăm date exacte, dar medicamentele pentru care marja de ados comercial atât la distribuitori cât și la farmacii va fi impactată de această taxă sunt în general medicamente mai scumpe și mai recent introduse pe piață. Și pentru că vorbim de finanțe, aș vrea cumva să ne facem o idee asupra amprentei economice a industriei farma și când spun industria farma mă refer și în Uniunea Europeană, dar și în România. Care este această amprentă? În Uniunea Europeană, conform unui studiu recent realizat de Copenhagen Economics, industria farmaceutică are o valoare adăugată brută de 131 de miliarde de euro, din care industria farmaceutică inovatoare, deci aceea bazată pe cercetare și dezvoltare, reprezintă 80%, deci aproximativ 104 miliarde de euro, iar industria de medicamente generice restul de 20%. În România, așa cum am spus, industria farmaceutică inovatoare contribuie cu 1 miliard de euro per an la economia României ca valoare adăugată brută. 600-700 de milioane de euro reprezintă taxe specifice industriei. Peste 11.000 de locuri de muncă create direct sau indirect și o contribuție de aproximativ 70 de milioane de euro numai pe partea de studii clinice și programe dedicate pacienților.